Ce mi se pare important pentru voi la această vârstă, cea mai importantă misiune a voastră, este să stabiliți ce vreți să faceți. Am început prin a învăța, a munci și pe urmă am descoperit încet, încet că pot să fac propria afacere. E bine să vă imaginați cum vreți să arate viața voastră la 80-90 de ani, ce vă face pe voi fericiți. Din această perspectivă, vă întoarceți înapoi apoi în timp, la 70 de ani, la 60 de ani, la 50 de ani, la 40, la 30 și ajungeți la ce aveți de făcut azi pentru chestia asta. Ăsta mi se pare cel mai bun lucru pe care l-aveți de făcut acum. Trebuie să înțelegeți că a fi antreprenor nu înseamnă a fi om de afaceri. Adică antreprenor este oricine, chiar dacă are și firmă de consultanță, de contabilitate, firmă de avocatură, orice fel de afacere pe care trebuie să o manageriești, să ai grijă de ea. Asumarea de risc. Asta este diferența între antreprenor și manager. Antreprenorul își asumă riscul. De ce își asumă el riscul? De prost? Nu! Ca să-și maximizeze profitul. Profitul este recompensa riscului. Nu vă duceți cu resursele de timp, de preocupare, de capacitate, de ce vreți voi, în lucruri care nu sunt importante. Viața este scurtă, e mai scurtă decât vă închipuiți. Poate vă închipuiți că are 50, 60, 80, 100 de ani. Nu e chiar așa. Viața e împărțită în vreo 5-6 segmente, vieți diferite și nu poți face într-o viață ce ai făcut în alta.